6 mai 2024, o zi interesantă, destul de frumoasă. A bătut un pic gheața aseară, dar asta e natura, n-ai ce să faci. Că te super, că nu te super, tot aia este. Și să văd eu un pic acum ce treabă am făcut eu cu luarea în creștere a bocilor. Să vedem dacă a ieșit ceva treabă sau nu. Ești foarte curios, mai ales că am schimbat în totalitate metoda de creștere. Să ridicăm rama respectivă. Albine este. Acum să văd dacă a și luat în creștere ceva. Nici cu ușor. Să văd dacă totuși albina s-a înghesuit la aceste boci date. Ia să vedem. Deci avem una, două, trei. Una, două, trei. Patru. Partea de jos e ceva. E una, două. Hai că e bine. Una, două. E patru, cinci. Este bine. E bine. Nu mă așteptam să-mi reușească. În prezența reginelor, cam asta e treaba. Câte cinci boci. Important e că funcționează așa. Mi-era un pic frică că nu merge treaba, dar văd că totul e în regulă. 5 boci să le crească, să le îngrijească, o să fie bine. Mai facem un 5 roi de aici, așa. Mă interesa mai mult dacă funcționează astfel, dacă e vreo diferență între a da larve în astfel de situație, adică fără să mai pierd încă 24 de ore. Și am pus grila cea Hahnemann, să vă explic de ce am pus-o, de ce am renunțat la metoda cealaltă, fiindcă albinele pur și simplu creșteau ceară peste boci, iar grila aceasta stopează acest efect de a mai crește faguri peste boci. Ăsta ar fi rolul acestei grile. Bine. Ia să mă uit la al doilea crescător. Să văd dacă ăsta e mai bine sau mai rău. Acolo tot cu 5, am avut și data trecută, se pare că mergem cu 5. Mă interesa foarte mult să nu mai crească ceară peste boci. Manipulăm ușor această ramă. Iar aici cât avem?
câte avem aici. Sincer, niciuna. Bun, deci aici trebuie transvazat din nou. Ea doar a curățat celulele, să vă arăt. Dacă în prima fază am reușit să mut, iată în a doua fază n-am reușit. Și cum voi proceda? O să iau aceste linii, mă duc și transvasez din nou. De data asta celulele vor fi curățate, deci trebuie curățate celulele. Nu merge fără. Da, deci nici. Niciuna măcar. Iau grila și să scot liniile de aici. Toate celulele sunt curățate. Iată cum arată și acum voi da larve. Da. Deci tot trebuie cele 24 de ore, altfel nu funcționează prea bine. Iată și aici, la fel, deci trebuie dat acum larve, după care va fi în regulă. Bun. Introduc la loc. Trebuie să mă duc să aduc din nou, să transvasez din nou. O să transvasez și din păcate am pierdut o zi, adică n-am pierdut oricum, mai mult am pierdut ziua că am mutat larvele. Dar acum mă duc iară și dau din nou rame, dau din nou larve și vedem mâine ce treabă iese. De data asta nu o să pun grila decât a doua zi. Mă gândesc să pun doar a doua zi grila Hahnemann după ce am creștere. Bun, cam atâta. Până data viitoare. Numai bine!